Este o lege care se dorește și premierul Marcel Ciolacu a spus clar că vrea ca de la 1 ianuarie anul viitor să intre în vigoare legea pensiilor. Știți foarte bine că s-a spus la fel de bine și la fel de clar că se lucrează astfel încât să se găsească exact punctul care ne reprezintă și trebuie să fie valabil pentru toți, acela care să nu ne ducă într-o prăpastie, ci cel care să rezolve diferențele foarte mari. Dacă facem socoteli, eu nu sunt de specialitate. Dumneavoastră ați prezentat adinauri, metode de calcul. Cred că trebuie să lăsăm specialiștii astfel încât legea pensiilor care va intra în vigoare de la 1 ianuarie să fie una sustenabilă, să fie specialiști, una mi-e tare frică, doamna Gavrilescu, fix de specialiști, ăștia mă înspăimântă cel mai tare, că numai de specialiști am avut parte de acum până acum. Vreau să fac o completare. Doamna Gavrilescu, să știți că... Dacă îmi permiteți, să nu uităm totuși că o creștere de 10% a avut loc anul acesta în martie și că PSD-ul s-a ținut de cuvânt.